Probă de microfon. Vedeți, ambele lucrează foarte bine. La ce ne mai ajută pe noi microfon wireless? Vedeți cum ne depărtăm 2-3 metri, sunetul este adio. Și acum să vedeți cu microfonul care e diferența. Deci noi dacă prezentăm un produs, o mașină sau vrem să prezentăm ceva la distanță, deja avem peste 5 metri, 6 metri, înainte nu ne mai auzeam la distanța asta, e acum noi în schimb ne auzim perfect. Salut, prieteni! Azi o să vorbim despre microfonul DJI Mic 2. Acum a venit coletul, o să-l desfacem, îi facem unboxing, îi facem prezentarea, îi facem teste. Deci video ăsta o să fie despre DJI Mic 2. Aici avem principalele specificații, după cum vedeți, avem o rază de 250 de metri de acțiune, 32 de bit și inteligent noise cancelling, care e mult mai performant față de ce a fost până acum. Mai ales pentru cei care au camera aceasta DJI Osmo Action 4. Acum microfonul are Bluetooth și se conectează direct la cameră, deci doar atât avem nevoie de microfon și de cameră. Dar o să vorbim mai multe, pentru că merge și la camerele mirrorless, DSLR-uri, merge să vă conectați la Bluetooth și la telefon. Acum o să facem unboxing-ul și o luăm ușor, adică o să vorbim despre acest microfon. Și sunt foarte entuziasmat pentru că am avut DJI Mic 1 și am fost foarte mulțumit de el, numai că era de rană și cu acel receiver, pentru mine unul. Deci când voiam să folosesc la cameră, trebuia să-i bag receiver-ul, să umblu cu el după mine mereu. Așa că, mai mult pentru microfon, am luat acest pachet. Deci așa vine în cutie, avem niște cărticele aici, care nu ne interesează deocamdată. Pe noi asta ne interesează ce găsim în cutie. Wow, cum arată carcasa asta de metal. Deci e tare rău de tot. Dar hai să scoatem întâi să vedem tot ce primim. Și asta primim pachet, carcasa asta, care bănuiesc că înăuntru sunt microfoanele și receiver-ul, o deschidem imediat. Avem protecțiile astea antivânt, avem două protecții pentru că avem două microfoane și mai avem un cablu USB-C la USB normal și cablu jack la jack dacă vrem să folosim la o cameră microfonul. Și acum ce ne interesează pe noi, aici avem microfoanele și receiver-ul. Deci două microfoane, receiver și două adaptoare, unul USB-C pentru Android și unul pentru iPhone. Microfoanele, apropo, cât sunt în carcasa asta, se și încarcă, sunt sincronizate, deci sunt pregătite pentru înregistrat. Ce mă interesa pe mine și pe multă lume este acest microfon. Deci se poate cumpăra separat, deocamdată încă nu se poate în România, dar se poate cumpăra separat microfonul. Deci înainte trebuia să desfacem aici, v-am spus, și conectam receiver-ul ăsta aici, așa, cam așa arăta camera cum ar veni, și cu microfonul. Acum nu. Dacă vreți să faceți vlog, aveți microfonul și camera, doar atât. Asta e cel mai important. Ce mai este nou este acest receiver, care are această rotiță aici și ne va ajuta pe noi să nu mai dăm din greșeală mai tare sau mai încet. Deci la cel vechi aveam doar touch-ul și de multe ori ne chinuiam să reglăm stânga, dreapta, volumul sau ceva. Acum dăm doar de rotiță. Asta e super. Și un update important este acest 32 de biți. Deci, indiferent că vorbiți încet sau țipați sau aveți pe cineva care țipă fără să vă fiți pregătiți pentru asta, să reglați microfoanele, nu veți mai strica sunetul din video. Asta e foarte important. Și cu ce update mai vin microfoanele, vedeți, acum avem LED-ul verde. Dacă apăsăm o dată pe butonul de pornire, se face un verde mai deschis și se activează noise cancelling-ul. Adică dacă avem în spate mașini sau foarte multă gălăgie, suntem într-o piață, anulează zgomotele din jur, cum ar veni, să ne auzim bine. Este un noise cancelling cu inteligență artificială, adică e mult mai avansat față de ce a fost până acum. E cu totul altceva, deci acest noise cancelling când sunteți undeva într-o gară sau undeva cu foarte multă gălăgie, chiar îți face treaba destul de bine, adică salvați acel sunet. Așa arată de etichetul, vedeți, are un fel de jack fals și îl introducem aici. Pac. Și gata. Eu de obicei îl țin și înăuntru și afară pentru că și dacă suflați în microfon, tot puteți să bruiați semnalul. Dar ăsta e foarte bun unde este vânt afară, deci să vă auziți foarte bine. Ce am mai observat că magnetul acesta este destul de mare. Deci față de DJI Mic 1, magnetul e foarte mare și foarte puternic. Adică stă mult mai bine prins. Audeți cum se aude. Da, deci magnetul e foarte puternic. Asta e foarte bine pentru că putem să-l prindem foarte ușor. Ia să vedem. Pac! Deci stă foarte bine. Chiar că mergeți cu bicicleta, cu ceva, cu motocicleta, cu trotineta, nu mai cade așa de ușor. Așa arată receiver-ul de jur împrejur. Ăsta e ca să-l punem pe camere. Aici se scoate foarte ușor față de modelul dinainte. Are un USB-C aici. Astea sunt piciorușele pentru carcasă, ca să se încarce.
Avem deasupra aici logo-ul cu DJI și cam așa arată pornet. Un alt aspect la cutie, nu se închide dacă aveți dead cat-ul pus. Dar v-am spus, se scoate foarte ușor, deci nu e nicio problemă. Dar ca să știți, pentru cine vrea să țină dead cat-ul să nu mai îl scoată. Cutia este și pe post de încărcător, deci cât stau microfoanele aici, ele se și încarcă. Am zis că undeva în jur de 18 ore. Noi acum avem un liuță la, o să băgăm la încărcat imediat. Deci se încarcă la USB-C. Și a pornit încărcarea. Bun, destule cu prezentarea, acum o să începem testele. Și acum să începem testele de conectare. Deci la camera de acțiune Osmo Action 4 se poate conecta un singur microfon prin Bluetooth. Deci nu puteți să conectați două prin Bluetooth, dar dacă adăugați receiver-ul la USB-C, puteți să le conectați pe ambele microfoane. Acum o să pornim camera, intrăm în meniu, intrăm la setări, la wireless mic, deci intru la wireless mic și acum pot să pornesc microfonul. Opa, apăsat pe înregistrare. Ne spune să ține apăsat pe butonul de rec, s-a făcut becul ăsta albastru și acum ține apăsat pe butonul de link. Pac. Și spune că s-a conectat cu succes. Confirm. Ne apare și sunetul, deci se aude aici. Ne apare și în față ca să vedem mai bine că sigur funcționează. Apare sus acolo cu verde. Deci acum, doar cu astea două, putem să înregistrăm. Ia să facem și o probă. Deci s-a conectat, totul este ok, conexiunea e super, super ușoară de făcut. Două clicuri și aia a fost. Deci pentru cei care călătoresc, vă dați seama, doar cu astea două poți să facă minuni pe YouTube sau pe TikTok sau pentru ce platformă filmează ei. O să mai facem cu Osmo, că ieșim cu el afară în teste după aia, ca să vedem și la vânt cum se comportă. Noi suntem chiar aici de la mare, de la Mangalia, așa că mergem pe un dic unde bate foarte tare vântul, să vedem cum este acel dead cat, cât de eficient este. Și acum să le conectăm la o cameră foto, deci scot microfoanele și adăugăm aici receiver-ul. Cu mufa, avem mufă portocalie acum, ca să știi mai ușor care este mufa de ieșire. Îmi spune că s-a conectat. Ia să vedem, pornim camera. Da. Se mișcă aici, totul e ok. Salut, prieten. Deci funcționează ok și pe cameră. Și la cameră avem aici la receiver setting, să alegem modelul camerei. Deci la brand aleg aici Nikon. Ia să vedem dacă se vede. Bun. Și să alegem și modelul. Ăsta e Z6-2. Deci am ales ca să-și facă el singur, cum are nevoie să audă mai bine. Ceea ce e foarte interesant lucrul ăsta. Până acum nu era treaba asta, să știe ce cameră e și să regleze automat sunetele. Și undeva aici sus îmi apare că a dat la plus 9 sunetul și apare și modelul camerei. Chiar acolo sus înseamnă că totul este ok. Deci cam așa merge treaba cu o cameră mirrorless. Dacă faceți podcast sau ceva, deci două persoane se aud foarte, foarte bine. Facem și o probă de sunet. Asta este probă de sunet fără dead cat. Bun. Și acum asta e o probă de sunet cu dead cat. Eu de obicei las numai așa pus și înăuntru și afară. A, și la cameră să facem treaba aia să se oprească și să pornească odată cu camera. Ia să vedem. Deci acum când opresc camera, trebuie să oprească și microfonul. Ia să vedem microfoanele pornite. Am oprit camera, s-a oprit și micro și receiver-ul. Acum o să pornim camera. Ar trebui să pornească și receiver-ul automat, da, pornește. Microfonul l-a văzut, s-a aprins beculețul. Și la microfon, dacă apăsăm pe rec, chiar dacă noi înregistrăm, el își face înregistrare intern. Adică înregistrează sunetul separat intern. Asta puteți să o folosiți și ca backup, adică dacă voi folosiți sunetul pe cameră, să-l aveți și pe microfon, să fiți sigur că nu pierdeți nimic. Sau puteți să-l folosiți și ca reportofon, adică fără nicio cameră, fără nimic, aveți microfonul la voi, ați dat rec și îl înregistrează intern. Mergeți la calculator, descărcați fișierele și aveți sunet super bun pe 32 de biți. Deci am testat și camera, totul este ok. Și acum o să ne conectăm cu microfonul direct la telefon. Acum o să ne conectăm la telefon, deci activez Bluetooth-ul și ține apăsat 3 secunde pe butonul de rec. Până să facem mufa asta, da, să face LED-ul ăsta albastru. Ia să vedem. Acum apăsăm butonul ăsta de link 2 secunde și el începe să caute acum când face mai repede, licări mai repede aici.
A apărut aici DJI Mic 2, vedeți? Dau click pe el și acum se asociază. Și gata, avem... Deci microfonul este conectat la telefon. Numai că eu înregistrez ecranul telefonului și nu pot să dau rec chiar acum. Mai e o conexiune la telefon cu USB-C-ul dacă vrem să folosim două microfoane. Și adăugăm USB-ul ăsta ce aici, până face click. Îl introducem la, USB-ul cel la telefon. Deci acum putem să folosim ambele microfoane. Avem verde aici, avem verde aici, gata. Deci așa se poate folosi la telefon. Tare, nu? Deci ne-am conectat la camera de acțiune, ne-am conectat la camera mirrorless, ne-am conectat la telefon de pe care filmez acum. Acum o să încercăm să ne conectăm la laptop. Eu am un USB-C aici, deci l-am conectat la USB-C la calculator. Apar microfoanele că lucrează, ambele microfoane. Și se pare că apar și în calculator. Deci putem să folosim la gaming, la laptop, la ce vrem noi, la conferințe, putem să folosim acest microfon, care se aude foarte bine și în casă. Și gata cu testele de conectare. Deci ne-am conectat la absolut toate dispozitivele, totul ok până acum. Acum o să ieșim afară să vedem cum se aude pe teren acest microfon cu deadcat și fără deadcat. Facem testul de sunet afară acum. La ce ne mai ajută pe noi microfon wireless? Deci noi acum înregistrăm sunetul ăsta direct din camera de pe care filmăm. Microfonul este oprit, ok? Și noi, dacă vorbim în continuare, vrem să prezentăm un produs sau ceva, vedeți cum ne depărtăm 2-3 metri, sunetul este adio. Adică am pierdut sunetul, ok? Și acum să vedeți cu microfonul care e diferența. Deci noi, dacă prezentăm un produs, o mașină sau vrem să prezentăm ceva la distanță, deja avem peste 5 metri, 6 metri, înainte nu ne mai auzeam la distanța asta, e acum noi în schimb ne auzim perfect. Mai ales dacă aveți o cameră cu zoom, vreți să filmați la distanță. Deci noi acum încă ne auzim ca și cum am fi la un metru de cameră. Despre asta e vorba și de asta vă ajută foarte mult un microfon wireless. V-am spus, creatorii de conținut știu despre ce e vorba și sunetul e foarte, foarte important la un videoclip. Și am găsit un X aici jos. Înseamnă că e zona perfectă ca să registrăm proba de sunet la DJI Mic 2. Deci acum înregistrăm de pe microfon, suntem în capătul digului, bate vântul, se aud pietrele aici foarte tare. Cred că o să putem să facem probă și la noise cancelling. Ia să vedem, facem întâi proba de noise cancelling. Știu că apeși o singură dată pe... Da, o singură dată pe buton de pornire și s-a făcut un verde deschis. Deci acum asta este vocea cu noise cancelling-ul și se aude aici apa, se izbește apa de pietre pe aici. Avem sunet care ne deranjează. Ok. Asta a fost proba. Și acum o să facem proba de vânt. Deci dau înapoi. Acum se aude normal. Haideți să urcăm și pe piatra acolo să audă mai tare vântul. Așa se aude când bate vântul. Deci acum adie vântul, se simte. Cam așa se aude fără deadcat. Plus că și când suflați pe microfon, dacă o adie mai tare acum. Și când suflați, ar trebui să audă prost. De-aia, deadcat-ul ăsta face minuni. Deci când îl băgăm aici frumos, pac, s-a schimbat total sunetul. Acest video nu este sponsorizat, deci nu-i fac reclamă sau ceva pentru că m-a plătit cineva, îi fac pentru că sunt eu foarte mulțumit de el și de-aia îl recomand mai departe, poate și altcineva are nevoie de un microfon bun să-l folosească. La ora actuală, în 2024, eu zic că e cel mai bun microfon wireless. Prieteni, mulțumesc de vizionare și sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, un like m-ar ajuta foarte mult și ne vedem la următorul video. V-am lăsat, pa!